Vă salut, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Ei bine, astăzi vreau să ne deschidem propriul nostru magazin de carduri de Pokémon. Da, ați auzit bine. Deci, hai să-i dăm aici New Game și să începem. Tetramon Dual Master. Mamă, ia că începem. Bă, mi se pare că sensibilitatea e destul de bine. Hai că destul de bine, măi. Mică puțin, cam atât. Și hai să vedem. Deci avem dublu vasă de să ne mișcăm. Space să sărim. Mamă, sprint să fugim. Și noi avem aici, în loc de Pokémon, e Tetramon. Bun, ok. Cum să se numească shop-ul? La Pokémon. Nu, la Buki... nu, la Bukimon. La Bukimon. Bum. Da, așa vreau să se numească. Deschideți telefonul și fă-ți stocul de carduri. A, pe tab deschide telefonul. Eu mă că am deschis telefonul. Stock order. Tetramon. Cantitate 32, 50 de dolari, avem 1000 de dolari în dreapta sus. Hai să cumpărăm 5. Mamă, cât costă 5? 254? Nu știu că le cumpărăm să vedem ce se întâmplă. Eu le-am dat buy. Ah, trebuie să le dăm confirm. Și în timp văd că o să putem cumpăra cutii promoționale, 4000 de dolari, ce în limited time edition, nebunii. Hai să dăm purchase. Pick up the package that arrive in front of the store. Hai să luăm cutia, deschide cutia. R. Pune cărțile pe sertar. Apăsă de două ori Q și aruncai sertarul cu totul. Hai să-l punem aici frumos. Hai să luăm cutia și trebuie să-i dăm place cu click. Bun. Bam, 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 bam. Set the price higher than the market price to be profitable. Profitable. Hai să aruncăm cutia. Apăsăm iar tab. Vreau să ne ducem la TGG price și vreau să văd cât costă o basic card pack. Costă 3 dolari. Bun. O să vreau să vând acest basic card pack. Market price 3 dolari. Average, adică cel mai mic preț pe care îl poți pune ca să-l vinzi, este de 1,59. Eu vreau să o vând la 4, 5, nu, la 5 dolari în cap. Mamă, la 4,5. Și o să facem un profit de 3 dolari. Problema este că dacă o punem la 4, 2 dolari. Hai să o punem la 4 să vedem cum se învârte treaba. Bun, cutia asta nu știu ce o să fac cu ea, o să o arunc aici. Văd că avem mai multe carduri. Hai să punem restul de carduri aici, deci trebuie să deschidem mereu cutia. Bun, le punem jos acolo, daily click, 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 click. Și văd că prețul se actualizează, gen, pentru un singur item. Adică dacă noi punem prețul la acest pack, o să se actualizeze pentru toate pack-urile de pe arte sertare. Ceea ce e super nice. Hai să le punem și pe astea. Mamă, dacă îmi face foarte mult profit acum, am fi insane. Bă, noi avem close, trebuie să-i dăm open. Bă, tot, veniți încoa. Hai. Hai, domnișoara, să deschizi aici un Pokémon, ești nebun. Și dacă vă place jocul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Hai să-i mai dăm aici să-mi punem niște Pokémoane. Ia, opa, mamă, câte bucăți cumpărași, mă. Să aruncăm aici și... Hai să-i dăm scan. Ce facem? Mă, pune... Mam, și le băgăm direct în plasă 32 de dolari. Dăm aici bănuții. Trebuie să-i dăm 8 dolari, 5, 1, 2, 3. Bam, și acum cum fac? Ah, space, bun. Hai să vedem, următorul client, bam, 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 mi-a dat 30 de dolari, o să-i dăm înapoi 6, 5 cu 1, bam, mulțumesc frumos. Oh my god, câte cumpăr eu, bum, câte îmi dădu? 40, trebuie să-i dau 8, bam, bam, bam. Și deja se goli destul de bine. Vezi că fucurăm bănuți. Mamă, vezi că ne merge afacerea cu Pokémoni. Bun, 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 bun. Și vreau să mai cumpăr un sertar. Să vreau să mă duc aici la mai dis, sau nu știu cum se numește ăsta. Aici? A, am nevoie de level 2 la shop și ca să fac level 2 trebuie să vând carduri Pokémon. Haideți, domne, veniți aici să cumpărați carduri Pokémon gratuite. Adică gratuite, 4 dolari pe card. Facem bani de nesar capacele. Îmi dă un cap, 24, bam, 3 carduri cumpără. Bum, băgăm aici așa, plăti cu cardul. Hai și tu, hai și tu. Un card l-o. Doamne, al meu l-o doar un card. Vreau să și încerce și el norocul. Bun. Ar trebui să mai dăm restock. Da. Hai să facem chestia asta. Punem aici, bam, 32, bam, 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 bam. Și aici iar 32 și s-a golit cutia. Strească să cumpărăm iar... Ce făcuim aici? Avem albumul nostru cu Pokémon, deci putem să deschidem și noi Pokémon la rândul nostru. Ok, vreau să mai cumpăr de aici încă... 5 cutii, hai 6, că o cutie vreau să o deschid eu. Bam, am comandat, au venit. Mamă, ce e aici? Hai să deschidem cutia asta. Să vreau să o las, nu știu, aici. Hai să o lăsăm aici deschisă.
Bă, dacă vrei și voi Pokémon, veniți aici. Ia să ne câți Pokémon cumpără? 2. 2 dolari. Bom. Hai să luăm de aici un item și hai să deschidem și noi primul nostru pack și ce ne pică? Tetramon. Card value 3,15 dolari. Până acum ne pică un card de 3 dolari. Și o vezi că e super bine. 6,20 dolari, super bine. Mamă, făcurăm profit cu pack-ul ăla. Bă, vezi că se merită. Dar acum dacă deschidem pe următorul o să ne facem mare profit pe minus. Mamă, cât te cumpără? Haoli, dă-i totul. Dă cu cardul, 80 de dolari. Doamne, câte carduri lua al meu, bă, mă coli sertarul. Hai să mai deschidem și noi unul. Așa, casual, eu pe al meu blondinio. Eu deschid pack-uri și tu le cumperi. Ia să vedem. 0,20, 0,38. Ultimul, slab. Slab rău de tot. Avem level 2. Să zicem aici, dau cu cardul miliardul. Pot să-i dau și așa, bun. Pot să dau cu tastatura, ca să nu mai apăs eu digital. Și m-ar interesa încă un sertar. Aici e pack-ul meu cu carduri. Să mă duc aici mai, la mai dim. Playtable. O să vreau să comand un playtable și un sertar din ăsta, small cabinet. Au venit? Mom, să vezi cu venirea. Deschidem ăsta, râu. Să vreau să-l punem aici. Avem clienți. Bam, bam, bam. 16 dolari, trebuie să-ți dăm 4, 1, 2, 3, 4. Bun, următoarea. Bun, mulțumesc că ați cumpărat de la mine. 16. O să vreau să cumpăr, adică o să vreau să pun masa asta de joc. Să-i dăm un rotate, o să vreau să o punem, uite, aici, în colț. M-ar interesa să fac chiar un restock. Îmi place că pot să țin apăsat, ce și super bine. Bun, să aruncăm cutia asta la gunoi. Hai aici, așa, să-i dăm cu cardurile miliardele. Bun, 2 dolari, mulțumesc, poți să pleci. O să mă iau de aici o cutie, o deschidem. Cred că pot să pun acum și alte carduri, puțin mai scumpe. Hai să mai punem și aici. Vezi că pot să pun mai multe. 48 putui să pun. Holy. Bă, ăsta e că mai are iteme. Și îl arunc aici. Și aici ce pot să fac? Format. Reset. Nu știu ce pot să fac acolo, dar vedem noi mai târziu. Cumpără și el două carduri. Bam. 12 dolari trebuie să-i dau. Tu venești doar să schimbi banii. Mamă, câte carduri lua. 12 dolari. Pac, pac, pac. Ia că s-a pus la masă. Holy. Bun, vreau să mă duc aici la tab, la stock order și pot să cumpăr acum basic car pack 64 license. Hai să le punem și peste aici, deschidem aici cutia. Dă-i acolo, facem full-ul și acum doar vindem stocurile și sperăm să facem și noi level 5 rapid așa. Bam, 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 restock peste restock, lăsăm aici. Hello, hello, 3 carduri, dă cu cardul miliardul, 12 dolari și a plecat. Ia că să joacă ăștia Pokémon, ești nebun? Grab card pack on shelf and open them to get new cards. Deschidem și noi ce ne rămas în marfă. Bam. 006, 014, 016, 231, bă, destul de decent. Hai să-l deschidem și pe ăsta. Bă, stai mă, ce fa mă? Hai să deschidem și pe asta rapid. 2,40, 2,30. Deci 2,40, 0,10, 0,16. 3,45. Cred că făcui pachetul ăla înapoi. Prețul pachetului. Aici mai rămaseră ceva carduri. Ulii, câte rămaseră. Hai să mai deschidem. 0,17, 0,81, 21. Mamă, ăsta e gunoi. Efectiv e gunoi, gunoi. 247, să nu mai știu că... Mamă, câte carduri l-asta? Dă-i... Clic, 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 clic și... 64 de dolari. Țac, țac, mulțumesc frumos. Lasă 10 jucători să se joace cu cardurile în magazinul tău. Bă, eu îi las. Bă, dacă ei nu se joacă, ce să le fac? Dă-i... Hai să vedem. 231, bă, vezi că e bine cardul ăla. 161, s-a făcut cam cu profit, puțin acolo, plus minus... Cam așa se prezintă toate cardurile mele. Văd că avem și duplicări de carduri. View card, take card. Și dacă îi dau take card, ce pot să fac? Sort album. 0,16. Bă, cam gunoi, mă, ce... 3,33. Mă, vezi că îmi pică ceva mai bun. Ceva scump. Mamă, 4,85 la final.
247, nu mai știu cât fu acolo. Mamă, câți bani făcuram acum. Stai, care-i cardul ăla scump? Nu-i asta, nu-i asta? Ăsta e, 485. Mamă, cât de bine arată. E din ăla Rainbow sau nu știu cum e. Dar-mi place. Bun. 35 de dolari în cărți avem acum. E că se joacă aia acolo. Mă, pe mine mă interesează o chestiune. Ia cardul. Cred că ăștia vor să se joace cardurile, dar eu nu-i las. N-avem mese destule, asta e problema. Deci ar mai trebui să cumpărăm mese, dar nu mai vine nimeni să cumpere, că e noapte. Bă, vreau să fac bani. Deci ce, cred că o să fie un update viitor. Să se facă lumină. Sau cred că o să deblochez pe viitor. Mamă, pică card de 11 dolari 52. Mamă. Vezi că e bine. E super bine. 12 dolari. Ia. Hai, vin aici. Bam, tău cu cardul. 16 dolari. Bam, mersi frumos. Mamă, câte carduri mai avem aici. Holy, avem 3 cutii pline. Avem 300 de dolari. M-ar interesa tot o masă din asta de plecen să jucăm, să joace lumea. Ia ce să joacă ai mei aici, uite, dau cu cardul miliardul. Hai, du-te și ia și tu niște carduri, că n-am și-o bani. Vreau să... vreau să mai cumpăr o masă, să vă jucați mai mulți. Două carduri. Toa. Așa văd că fac bani de pe masa aia. Bă, vezi că e bine. Să mai cumpărăm o masă, din toți banii mei. Bam. Gat, avem 0,44. Toți banii. I-am cheltuit pe mese. Press enter to start the next day. Bam. Mamă, vezi că arată bine, zici că e cafe bar. Hai să-i dăm aici. 5 clienți nesatisfăcuți. M-am jucat 7 ore, dar nu m-am jucat 7 ore. Profit minus 999 de dolari. Bă, e bine. O să vedem ziua următoare câți bani o să facem, deoarece o să vindem foarte multe chestii și foarte multe carduri. Deci hai, veniți aici la shop-ul meu. Store is closed? Nope. We're open. Hai, întoarcere. Uite, grasul deja se întâlne. Mă, așteptam și la mai mult. 5 bucăți. Slab, slab, nu? Nu-mi place de el. Și slab. 5 bucăți, atât. Mamă, vine ăla cu mirosul după el. Hai mă, că tu ești Pokémon guy din ăla, cumperi 500 de cărți. Joacă pe ăla ghiozdan, cred că lua 3 cărți. Bă, nu știu câte lua, dar lua. 5 cărți lua. Ah, bun, poți să pleci. Let's go. Hai să vedem pe asta. It's pricey, I need to tinkle a little. Ia. Yeah. Nu prea îi place. E scump, chica. Două cărți. Bam. Poți să pleci. Mă mut aici, mesele cum stau, aranjate, aliniate, scaunele pregătite. Hello, Chiquita. Veni să se bage direct la joacă. Mă, nu mai am și-o pe nimeni. Vreau să iau cutiile astea, să le bag aici în interior, în colț. Să nu le mai las afară pe trotuar. Văd că mi le aruncă șobolanii. Asta ce e aici? Tot alte carduri. Bam. Bun, hai să mai facem un pic de restock. Băgăm acolo așa. Bam. Boxul nu mai are iteme. Ne ducem, luăm de aici încă o cutie. Îi dăm așa. Îi dăm așa. Aruncăm ăsta. Hai să-i băgăm cardurile în coș. Bam, frumos. 8 dolari. 5 cu 3. Frumos așa. Băgăm aici, umplem și aici și până acum vezi că se duce bine afacerea. Avem 80 de dolari. Doamne, câți bani avem. Suntem bogați. Ia. It's pricey. Băi, dăm. It's pricey. Bă, da, toți cu cardul. 16. Adică e spraisi, 3,25, fac și eu profit, 2 dolari, ești nebun? Sunt mor de foame, sunt lipănit de foame. Hai, bossul meu, vin aici, ia-ți cardul Pokémon. Ia uite, te duci și dai 6 dolari pe o pizza în loc să deschizi aici Pokémon. Bă, dar chiar, hai să mai deschidem. Unde e cutie? A, n-am cutie.
Ia, deschide-o pe asta, arunc-o aici și dăm tatu un cartă deschis și eu. Ia să vedem. 023, 024, $58. $15. Mamă, dacă îl prindea unul, făcea și el $50, easy peasy. E că își lua al meu două carduri. Două pachete. Bă, dar numai blondinul ăla vine. Eu nu mă pot juca, mă, cu ăștia. În fire event, nu. Of, ce vreau și eu să mă joc niște Pokémon cu ai mei. It's pricey, I need to think a little. Ia mă, fratelă, că eu fac cu $50, ești nebun la căpățână. 3.28 Basic Card Box. Bă, dar eu cumpărai Basic Card Box și nu-l primi. Și că it's pricey, dar cumpără aproape tot. Mamă, eu, făcut $17 doar că să bătură ăștia pe aici. Să bătură cu cardurile, cu nebunile. Bă, vezi că e super bine. Hai, frățiorul. Ia să vedem, luăm așa, bam, de aici, așa, $20, frumos, elegant, bam, mi-a dat banii fix. Bam, frumos, $12, bam, fix, bă, îmi place, mă, când veniți cu bam fix, nu vă mai dau rez, nu vă mai dau nimic, deci, all good. Nu, al meu stă singur la masă, n-are cine să se joace cu el, și eu nu pot să mă joc cu el, bă, aș... Poate în viitor o să bage și developerul chestia asta să ne jucăm cu persoana care stă la masă, dar între timp, cam așa se prezintă colecția noastră, $58. Holy, cel mai scump card. Arată bine rău. Bun, hai să-l scoatem acolo. Pleacă mă aici. Bam. Hai, următorul client. Mai vine mă cineva? Ia, că mai vin. Mă, că-ți vin. Bă, du-te și cumpresc carduri, că nu ai cu ce să te joci aici. Ia că să băgă la maș. Că veni fratele lui Geamă. Da, să-mi e bătrân. Și tuns. Ia. Bun. Bă. Zici că-i cafe bar, ești nebun. Veni rai mei să se joace. Da, nu contează cât timp facem banul gros. A, e important. Hai să băgăm aici așa mai multe astea. Bun. 37, 37, 40. Cutia nu mai are iteme. Vine Blondinio. Hai să ne zicem în partea să vină și noi. Da, că găsim ceva. A, e blocat. Ce acolo? Ce acolo? Top Blue. Exclusiv Fashion. Păi ești nebun. Hello. Ia. Sunt prea scumpe. Bă, vino aici, bagă banul. Holy, câte luăm. Bă, cred că luăm multe. Dă cu cardul, nu? Da. 14 bucăți. Mamă, era să-i le dau la $14. Bun. E 18 pe al meu. Mamă, deja avem $300? Totul fix. $40. Și se joace cu ăștia la masă acum curând. Buy a card table and put it in the shop. Buy a card table. E $400, e nebun la cap. De unde să am eu atâția bani? Trebuie să facem stock înapoi. Mai târziu. Momentan suntem arși la bănuți. Bun, hai să mai băgăm aici niște carduri. 48 puteți să bag aici. Și acolo jos tot 48. Ok. Bun, se termină și cutia asta și nu mai avem cutii. Bine, mă. Hai să vedem. Ia. Că să tu ca ai mei să cumperi sau se joacă? Chichita s-a dus să se joace singură. Omul o să lua acum carduri ca să se joace cu Chichita, fiți atenți. Schema de marketing. Ia uite, ce v-am spus? Doamne, e insane. Ia uite, ăți. Nu, pierdu, ce făcu? Bă, pierdu la amândoi. Mă, n-are logică. Ia, am câte carduri al meu și 7 bucăți. Merge, două bucăți. Bă, măcar dacă îmi dădeai bani fix pentru două bucăți. Toam. $6. Bă-ți. Bun, bă, că se face noapte, mai vine un client și deja avem $445 și că noi băgarăm 999, cam toți banii. Nu știu ce să zic, dar bă, ne descurcăm. Ne descurcăm chiar foarte bine. Auto pe Chichita. Ți-a dus să se joace. Mai vine un client? Da, mă, mai vin doi clienți. Mă, vezi care și cu cine să se joace acum. Uite-l mă pe bossul meu. Veni și tu să te joci cu fetele, dar
Din păcate, trebuie să-ți iei carduri, boss-ul. Hai, vină cu cardul. Mai vine un client. Ok. Nu mă pot decide ce vreau să cumpăr. Două carduri, lu. Doamne, cumpără și tu tot sertarul. $12 trebuie să-ți dau. Omul meu veni cu banii de pâine. Veni boss-ul. Iah. Bă, da, au aceleași carduri? N-au aceleași carduri în mână. Holy. Bă, vezi că îmi place. Adică chiar se vede că e diferență. Măcar are developerul atenție la detalii, la chestii, gen... Uitați-vă și fata asta are diferite carduri în mână, fata aia are diferite carduri în mână, tipul ăla sau tipul aia avea diferite carduri în mână și vă zic că făcui niște bani, dar nu vă zic câți fac. Cred că în jur de $17 pe match. Decent. Posibil cu timpul să facem și mai mulți bani. Dar hai să-i lăsăm acolo să te joace. Văd că mai vine un client. Cardurile încă sunt tot la fel de multe. Ceea ce e bine. Mă bucur. Mai vine un client. Mamă, vezi că mai mie să strâng seara acum. La o bătaie cu Pokemonii seara. Ce-ți dorești mai mult de la viață? Nu vine al meu cu mirositoarea. Mă, dar eu așa ce pot să mai cumpăr? Renault Big. Shop Expansion. Pot să măresc shop-ul. 6.000 de dolari. Gory Crit. Aici putem să angajăm oameni la level 10. Momentan mai avem level 4. Putem să cumpărăm card table-ul. Dar n-am de ce să-l cumpăr. Și pe ăla cum îl dau afară? 1, 2, 3, tab. Table top. Și cred că sunt carduri de joc pentru masă. Cred. Nu mi-o cumpără 1. Și vreau $1 în schimb. Veni să schimbe banii. Uite ce să joacă ai mei. Stai să vă aprind lumina boșilor. Uite. Ia că câștigă. Mi-s curios câți bani fac. Mamă, $20? Bă, vezi că e bine rău. E chiar bine rău. Și uite, tipa aia, gen, n-a avut și a carduri bune și veni să-și mai cumpere. Ia uite. Uite. Bă, ce-mi place. Bani frumos așa, bani fix ce trebuie. Ia să venim și pe tipa asta. Bam, frumos așa. Uite, $13 luai de la tipii aia. Bam, $2 rest. Bă, îmi place, îmi place. S-a pus la masă, o să dau un enter. Am avut 27 de clienți, 21 au cumpărat o chestie, 2 au fost nesatisfăcuți. Bun, am vândut 106 iteme. M-am jucat 23 de ore, nu înțeleg chestia asta. Am făcut $590. Bine rău, adică n-am plătit absolut nimic, adică suntem pe profit cu $600 și vezi că e super bine. Game earning, uite din jocuri, din jocurile ăștia de se joacă ei aici, am făcut $166. Vezi că e foarte bine, că suntem next day, suntem la ziua 3, deci da. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să stați acolo pe butonul de like și de subscribe. Mie mi se pare jocul ăsta foarte interesant, sunt curios cum o să evolueze shop-ul meu la Pokémon. Vezi că e ce trebuie jocul, chiar îmi place, e asemănător cu celelalte simulatoare, cu magazin, cu nebunii, dar asta e cu carduri Pokémon. E big like, big blană. Sper că v-a plăcut episodul și ne auzim data viitoare și v-am pupat. Pupu! Bă, vrea să intre... Uite, știu că vor să intre în magazin. Mamă, sunt înconjurat de clienți. Bă, gata. Gata, stingerea, hai. Pa, pa.